Toți medicii de familie vor elibera din nou de marți rețete compensate și bilete de trimitere pacienților după ce, vinerea trecută și luni, au refuzat acest lucru ca formă de protest față de autoritățile din sănătate. Totodată, cabinetele de medicină a familiei își vor relua integral activitatea cu casele de asigurări, scrie un comunicat de presă. Decizia vine după ce luni Casa Națională de Asigurări de Sănătate a anunțat că termenul de aplicare a contractului cadru pentru perioada 2014-2015 a fost prelungit până la data de 30 iunie. Medicii de familie spun însă că protestul lor va continua sub alte forme, care vor fi anunțate în perioada următoare. Principala problemă a reprezentanților Societății Naționale a Medicilor de Familie și ai Federației Naționale a Patronatelor Medicilor de Familie este cea a contractelor cadru. Medicii de familie spun că din cauza haosului birocratic, de 10 ani de zile semnează contracte retroactive, ceea ce este ilegal.